Căutarea sufletului pereche și înțelegerea lecției karmice care ne este pusă în față este o călătorie plină de provocări și descoperiri. În cazul iubirilor karmice, destinul ne oferă un drum complex și plin de dificultăți, unde greșelile, durerile, lacrimile și obsesiile devin lecții necesare pentru evoluția noastră. Astrologia sugerează că fiecare semn zodiacal are o conexiune specială cu altul și că aceste conexiuni pot fi profund influențate de karmă. Berbecii cunoscuți pentru energie, curaj și determinare se pot simți atrași de raci, care sunt caracterizați prin sensibilitate, loialitate și intuiție puternică. Cei doi nativi au trăsături complementare, iar această polaritate poate crea o conexiune puternică. Lecția karmică pentru Berbec în această relație ar putea fi învățarea răbdării, empatiei și a înțelegerii mai profunde a lumii interioare a partenerului lor. Taur. Pentru Taur se spune că sufletul karmic pereche ar putea fi gemeni. Această conexiune karmică este o oportunitate pentru ambi nativi de a învăța și de a se dezvolta prin intermediul diferențelor lor. Gemeni. Pentru gemeni, sufletul karmic pereche ar putea fi un pești. În această conexiune, lecția se concentrează pe îmbinarea logicii cu creativitatea. Rac. Sufletul karmic pentru un rac ar putea fi un leu. Această conexiune aduce împreună două semne zodiacale distincte, deschizând uși către oportunități de creștere și învățare reciprocă. Leu. Lei, având un suflet karmic pe reche, scorpionul se confruntă cu o conexiune intensă și plină de pasiune. E emană încredere, carismă și aspiră să fie în lumina reflectoarelor. Fecioară. Pentru Fecioară, legătura karmică cu un vărsător aduce împreună două luni cu abordări diferite. Vărsătorii sunt gânditori liberi, mereu în căutare de noi idei, în timp ce fecioarele preferă ordinea și detaliile bine puse la punct. Balanță Sufletul karmic pereche pentru o balanță ar putea fi un săgetător. Balanțele sunt cunoscute pentru căutarea echilibrului, dorința de armonie și abilitatea de a înțelege multiplele fețe ale unei situații. Scorpion Pentru un scorpion, conexiunea karmică cu o balanță aduce o combinație intrigantă, între pasiunea intensă și dorința de armonie. Scorpionii sunt cunoscuți pentru profunzimea lor emoțională și pentru puterea lor interioară, în timp ce balanțele sunt echilibrate, caută justiție și liniște. Săgetător Pe săgetător legătura cu un taur îi împinge să și îmblânzească ritmul. Ei pot învăța să aprecieze stabilitatea și răbdarea pe care taurile le aduc în relație. Capricorn Sufletul karmic pereche pentru un capricorn este berbecul. Relația cu berbecul poate fi o călătorie către flexibilitate flexibilitate și adaptabilitate. Prin interacțiunea cu berbecul, aceștia au șansa de a învăța să-și deschidă mintea și să adopte un spirit mai aventuros în abordarea obiectivelor. Vărsător Sufletul karmic pentru un vărsător este un nativ din Zodia Fecioară. Relația cu o fecioară poate fi un prilej pentru vărsător de a învăța cum să integreze aspectele practice în gândirea lor inovatoare. Pești. Sufletul karmic pereche pentru pești ar putea fi capricornul. Peștii sunt cunoscuți pentru natura lor sensibilă, intuiția profundă și capacitatea de a empatiza cu ceilalți, în timp ce capricornii sunt disciplinați, responsabili și orientați către succes și stabilitate. Relația karmică în această relație poate fi legată de găsirea unui echilibru între lumea interioară a sentimentelor și dorința de stabilitate și succes. Relatează